bine ați venit la filiala Cluj-a Uniunii Scriitorilor. Veți fi prezentați și veți avea prilejul să citiți un fragment din opera domniilor voastre. Dar eu am acum o propunere pentru toți, nu numai pentru oaspeții din afară, ci pentru, și pentru cei din țară. Următoarea propunere, joc. Atunci când veți citi poemul, să spuneți o singură frază, o definiție, ce înseamnă poezia. Această definiție veți avea libertatea să o șefuiți, să o aranjați și să vă trimiteți mie pe mail și voi face cu opera, cu fotografia, cum vreți, cu un fragment, cu o strofă, dar și această definiție. Spune până aici și apoi zic de parte. Irina is welcome you to the Writers Union, but she has a proposal for everybody. You will all be each be presented and you read a fragment of your work, a poem or something. But when you do that, she wants you to define in a short phrase what is poetry. She would expect to have it on email sent to her, and I think she will do a compilation of this. Toate aceste definiții vor ajunge apoi la cei 300 de colegi. Mai vreau să spun că ideea acestui joc nu este nouă, da? Și cu siguranță că ați auzit, există o poveste despre Nichita Stănescu. La un moment dat, Nichita Stănescu a fost întrebat ce este poezia. Și Nichita Stănescu a stat puțin pe gânduri și a răspuns: poezia? Poezia e mai grea. So this game is not new. And perhaps many here know, Nikita Stănescu was once asked, what is poetry? And after he thought for a bit, he said, poetry? Poetry is hard. Prin urmare, felicitându-l încă o dată pe Daniel Săuga pentru ceea ce e în stare să facă la Zalău și la Caietul Silvane, am să-i dau microfonul. Este aici și ieșor, poate vrei să spui și tu două vorbe mai încolo. Da? Daniel Săuga vă va prezenta, după care veți citi fiecare. Bineînțeles că ceea ce se filmează doresc să ajungă și la mine ca să postez pe contul YouTube al filialei. Daniel Săuca, felicitări, ești mare, ai cuvântul. E greu. Mulțumesc, doamne Ina Petraș. Ne bucurăm că Festivalul Primăvara Poeziei a ajuns în acest an și la filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. We're very glad that our festival has arrived this year at the Writers Union Cluj. Și astăzi vă vom prezenta un recital de poeziele cu poeții invitați la festivalul nostru. And today we will present you a poetry recital with the poets that are invited to our festival. O să îi prezint foarte pe scurt din Croația, doamna Sania Pacović, poetă, jurnalistă și specialistă în comunicare. So I present you Miss Sania Baković from Croatia. She's a poet, a journalist, and a specialist in communication. În continuare, domnul Bolaș F. Otila, poet, scriitor, traducător, editor,
Mă bucur că și în acest an, împreună cu el și cu Holmo și Sándor, am putut să organizăm festivalul nostru. Balázs F. Attila, poet, writer, translator, editor, and I'm very glad that this year too we were able to collaborate for this festival. And he's also a member of this branch of the Writers Union. Din Italia, pentru prima dată la festivalul nostru, Stefano Dono, scriitor, poet, editor. For the first time of the year, Mr. Stefano Dono, writer, poet, editor. Din Austria, dar de naștere de obârșie din Sălaj, din Transilvania, Peteo Loran. Austria, but born here in Salaj, and in Salaj, not in Cluj, Mr. Petru Ioan F. Pop, scriitor și eseist, colaborator de multă vreme al festivalului nostru, membru al filialei din Arad, a Uniunii Scriitorilor din România. Ioan F. Pop, a poet and a writer, a member of the Arad branch of the Writers Union. O să vin la festivalul nostru, dar nu aici la Cluj, la Zalău, pentru prima dată și domnul Robert Șerban. It's going to come to our festival, but not here in Cluj, but in Zalău, for the first time, Mr. Robert Șerban. Pentru prima dată la festivalul nostru, din Nicosia, Cipru, doamna Neshe Yashin. I think everybody understands, for the first time at our festival, Mrs. Neshe Yashin from Cyprus. O figură emblematică a poeziei românești, domnul Ion Mureșan, din nou la festivalul nostru. A very famous figure of Romanian poetry, Mr. Ion Mureșan, again at our festival. Urmează să ajungă în curând și domnul Viorel Mureșan, membru de asemenea al filialei noastre. There will soon come also Mr. Viorel Mureșan, who is also a member of our branch. Ne bucurăm de asemenea de prezența domnului Alex Pausides, care vine tocmai din Cuba. Very happy to have here Mr. Alex Pausides, who is coming from Cuba. Din Ungaria, tot pentru prima dată la festivalul nostru, domnul Filip Tomaș. Din Ungaria, de la Budapesta, domnul Holmo și Sándor, poet, traducător, editor. Nu știu dacă va ajunge aici la întâlnirea noastră, dar îl menționez și pe domnul Loșcovaș Robert. Oricum, mâine va fi la Zalău cu un recital de poezie. I'm not sure if he's going to be here at this meeting, but I want to mention Mr. Loskovaš Robert, but he will for sure be tomorrow in Zalău. Ne bucurăm de asemenea de prezența pentru prima dată a domnului Gary Luz, un poet din Scoția. A invitațiilor din afara județului nostru, domnul Zoran Tibor, pentru a doua oară la festivalul nostru. Mulțumesc.
Și acum o să fac o foarte scurtă prezentare a colegilor noștri de asociație și de filială. Doamna Alice Valeria Micu. Doamna Silvia Bodea Sălăjan. Marcel Lucaciu. Ion Pițoiu Dragomir. Și urmează să apară și Viorel Tăutan și Doina Ira Tăutan. Acestea fiind zise, îi invit pe poeți, într-o ordine pe care o să o anunț firește, să citească câte un poem și să facă acea definiție, sau să dea acea posibilă definiție, da, acea foarte scurtă posibilă definiție a poeziei. So now I'm going to invite our guests to read some of their work and to give that short definition of poetry. Începem așadar cu doamna Sania Pacović. Please. Please, Sania. And then I can read it in English and Romanian too. I mean, I'd like to be here with you in this bunch of Berlin local writers and this beautiful people. I'd be able to be right here. Thank you, Daniel Chandler, of course. It's very hard to give a definition of poetry because I think poetry is something which is not impossible to define in a formal way, so I'll use just one word, poetical for poetry. I come from the island, from Dalmatia, from the coast, and for me, poetry is the sea. I think it's very hard to give a definition. I will read one in my language, in Croatian language. I know you don't understand, but maybe the sound of my language will touch you. Okay, this is in English, this is in Romanian, and in my book, it's in English. Autobus za Trnavu. Sve su ciganke trudne autobusu za Trnavu, život se uvijek ugnjezdi gdje je najmanje straha. Sve su ciganke trudne autobusu za Trnavu, ostale žene govore o zadrbljanju zida maternice, o bolesti. Muškarci šute, neke šute, u bučna vremena lijepa je šutljivost, kao š, iz šume, iz šake, iz šinšina. Nitko ne govori hrvatskoj autobusu za Trnavu, ali bol ima razvijen dar govorenja u jezicima, pa se svi dobro razumijemo. Autobus za Trnavu drnda prema istoku, istok vodi na istok, nakon istoka novi istok. Život se uvijek ugnjezdi gdje je najmanje straha, tabuja i okreće svoj kotač kroz magnu sjajnih vlaka. Neka vozi autobus, neka nestaje do Kamčatke, do kraja i još. Govor više neće biti važan, jednom nitko više neće govoriti hrvatski, ni o bolestima, samo šutno, samo sjajno. Autobuzul spre Târnava.
Toate țigăncile sunt însărcinate în autobuzul spre Târnava. Viața se cuibărește întotdeauna acolo unde nu există teamă. Toate țigăncile sunt însărcinate în autobuzul spre Târnava. Alte femei vorbesc despre îngroșarea peretelui uterin, despre boli, în timp ce bărbații tac. Să tacă. În vremuri zgomotoase, tăcerea este frumoasă. Ca literele P și I, în păduri, în pum, în pin. Nimeni nu vorbește croata în autobuzul spre Târnava, dar durerea are darul de a vorbi orice limbă, așa că ne înțelegem bine. Autobuzul spre Târnava zdrângănește spre est, estul duce către est, după est există un nou est. Viața se cuibărește întotdeauna, acolo unde nu este teamă, și înflorește și își întoarce roata prin magma luciului și a noroiului. Lasă, lasă, lasă autobuzul să meargă, lasă-l să nu se oprească, până la Kamchatka, până la sfârșit. Și mai mult, cuvintele nu vor mai conta. Odată, nimeni nu va vorbi croata și nimeni nu va vorbi despre boli, ci numai tăcere, numai luciu. Poezia este o lume virtuală în care ne retragem din când în când, unde ne simțim bine și unde sufletul și spiritul nostru se reîncarcă. Sosirea morții te pune într-o ipostază comică. Crampe îți frământă trupul. Ochii, bec cu fecare de muște. Un urlet mult îți cască dura. O umbră neagră învelește delectarea muștelor cenici. Mulțumesc! In italiano vorrei che la mia amica Alice sono non solo felice ma anche si sente? Va bene? Sì. Senza il microfono. Sono oltre che felice, sono anche molto contento di essere qui con voi, perché questo mi dà l'opportunità di comprendere la serietà e la professionalità che accomuna operatori come me e voi nell'amare, nel costruire, di realizzare poesie. Ringrazio mio amico Ottile, Laras e Sandro Almosi che mi hanno trasferito qui. Ringrazio il professore qui a mio fianco che mi ha accolto molto bene. Ringrazio voi che mi avete accolto in fraternità poetica. Cos'è la poesia? Nella prima fase della mia vita, poesia era ogni sguardo che incontravo. Una foglia, un albero,
una carezza, un incubo. Questo era per me poesia. Ma oggi non viviamo in un momento della storia buio, molto buio. E mi chiedo cosa è possibile, come è possibile definire poesia in tanto orrore, in tanta deriva. Viviamo in una, secondo me, in una linea temporale sbagliata. Potrei dare un input, può darsi che negli esperimenti del CERN in Svizzera, l'acceleratore di particelle, abbia spostato la storia, la nostra storia, in un'altra dimensione. E allora cos'è poesia? Poesia rimane essenzialmente, per me, lo dico in inglese, intellect, instinct and intuition, che è la base, secondo me, della sopravvivenza della civiltà. Poi c'è il contatto umano, perché ci siamo civilizzati. Ma la cosa più importante è che la poesia adesso ha un nemico molto importante, che è il post-human. Post-human is a dangerous philosophy in this period, perché cancella completamente la bellezza di una carezza, di uno sguardo, di un incontro, il famoso contact, no? E io, la mia ricerca poetica è di impegno civile. In Italia porto un impegno civile in questa mia nuova ricerca, che è contro tutto ciò che può robotizzare, rendere cyber inumano l'uomo. Grazie. Daniel Salter. Yes. Thank you very much. E vorrei ringraziare Corina, perché lei ha tradotto l'antologia, giusto? I miei versi, e mi accompagna in diverse traduzioni. Grazie ancora. Grazie. Non mi sottoporrò mai a un intervento per diventare cyborg, comunque. Non voglio vivere in eterno. Transumano. Aperta la battuta di caccia al cursore inquieto, lasciato brillare in fondo una grotta in un angolo, sotto uno strato spesso di semi fossili e carbonio. Il televisore a cristalli liquidi spalanca il suo occhio, che brilla spavaldo come l'ultimo fuoco di un lugubre carosello. E l'alter ego, che ripassa a memoria un dannato fraseggio, l'oltraggio dell'umano, il passaggio al futuro remoto a picco nel meriggio, muore già stanco, senza aver nemmeno provato ad alzare un dito, consapevole che tanto la vita s'accende giorno dopo giorno, e non è un regalo, ma un'agonia sottile come la cruna di un ago. Non riesci neppure a tirare il fiato, quasi rinchiuso in una gabbia di legno. Ora, the second part of this. Ed è così, da sempre, giorno per giorno, che si chiude al tuo ritratto solito, trasformando un'ossessione in un segno pulito, in un tratto vestito a lutto che lascia cadere il cielo, come se fosse un dialogo di sottofondo, senza volto alcuno, che spalanchi le sue fauci, marce in un urlo secco, arriverò dunque chissà quando, forse in un attimo capovolto dall'oblio, volendo constatare in un istante se sia tutto vero, compreso il corpo, non più di 1,68 m, chissà se basta lo spazio dedotto, avversario notturno, automa di giorno per il resto del tempo, frivolo insetto, dotato di propria intelligenza, progetto senziente nato in laboratorio, dove ogni componente si trova a meno di 1 mm dal limite ultimo, dove ogni chip realizza un quadro elettrico studiato per un salto biblico, banalmente in un monumento a se stesso, muscolo artificiale, teso nello sguardo, un suono sordo e cupo che crea un rumore bianco che non diresti umano, forse solo un debole collegamento al monitor globale che sprofonda nell'abisso.
cartea lui Stefano, care se numește Iadul Costumană, este în limba română, în traducerea Nicoletei Creete. Transuman. Vânătoarea pentru cursorul agitat e deschisă, lăsat să strălucească în fundul unei peșteri din colț, sub un strat gros de semințe fosile de carbon, ecranul cu cristale lichide deschide la ochiul ce îndrăzneți luciu ca ultimul foc al unui carusel mohărât, alter ego-ul peste o frază pe de rost blestemată, ultrajul omului, trecerea către îndepărtatul viitor, plonjând în amiază, istovit, piere, fără să ridice un deget, conștient că viața se luminează cu ziua, nu un dar, ci agonie subțire, ca al ochiului ac. Nici să respir nu poți, aproape închis, într-o pușcă de lemn. Zi de zi, portretul tău degradat se închide, transformând o obsesie într-un semn curat, într-o întindere îmbrăcată în doliu, ce lasă cerul să cadă, de parcă un dialog de fundal, fără vreo față care să-și deschidă fălcile putrede în țipăt sec. Și de aceea, cine știe când voi ajunge într-o clipă răsturnat din uitare, dacă totul e real, corpul nu mai mult de 1,68 m, cine știe dacă spațiul dedus e destul, automat adversar nocturn, de zi, pentru restul timpului, insectă frivolă, dotată cu inteligență proprie, un proiect sensibil de laborator, unde fiecare componentă este la mai puțin de 1 mm de limită, unde orice chip creează un panou electric, conceput pentru un salt biblic, banal, un monument în sine, un mușchi artificial încordat în privire, un sunet tern, gol, ce naște un zgomot alb, uman, nenumit, o legătură slabă cu monitorul global ce se scufundă în abis. Thank you very much. Pentru operativitate, având în vedere că sunt mulți poeți care vor citi, o să vă rog pe cât posibil să vă concentrați recitarea și definiția poeziei. To make things go smoother, I will ask you to focus on the reading your poem and the definition of the poetry. Invit în continuare pe domnul Petru Lorand. Acum o să vorbesc un pic în română și în primul rând aș mulțumit că pot să fiu apuc între pasier unde sunt acasă. Aici am petrecut aproape 14 ani de zile în Cluj, deci pot să spun că sunt și un pic Clujan. Și dacă... De vreme ce prima parte, Clujan de rădăcine. Nu de rădăcine, de rădăcine sunt din zona Călatăi, mutat la Sălaj, studențime Cluj și acum străinătate, cum mă numesc eu, un autoexilat. Definiția poeziei, ieri am fost întrebat și a fost în licee, vorbit cu copii, chiar asta a fost întrebarea. Ce este pentru voi poezia? Și am răspuns acolo, am răspuns așa, este un imă. Am răspuns în maghiară. Deci este o rugăciune pentru mine. Și asta simt că asta este poezia. Deci acum o să citesc și dacă îmi permiteți,
a citit și în limba maghiară o poezie scurtă, după care a citit și în română, eu fiind scriind și în ambele limbi, și ca mulțumire a citit poezia pentru prietenii care sunt aici, prieteni vechi maghiari, pe care o știu de mult. Și atunci aș începe cu poezia. A világ peremén fekszem hátamon, párnám a föld, hallgatom szuszok, távolban tüzet rak apám, kiköhögi tüdejéből az eszter rapadot. Tápászkodom, így lettem erős, felköhögöm gyomromból vérem, fölöttem Isten könyököl, felállok a világ peremére. Anyám mos a tollaim, a lúgos víznek tükrében ragyog, kérges tenyerre jéghideg, csak szárnya akarok. Köszönöm, mondom ezt, és a másik tényleg, a poezie scurtă din volumul, limba română. Deci oglinzi paralele. Cum să-ți vorbesc de iubire? Când piepturile noastre sunt pline cu cenușă argintie a nopții. Cum să-ți vorbesc de libertate când vă slim cu palme sparte pe galea Europa? Cum să-ți vorbesc de liniște când urlăm cu cămașa sfâșiată sub ledurile vitrinelor cu chici? Cum să te mângâi când degetele noastre sunt rădăcinile copacilor pixite în vagoane? Cum să așteptăm mântuire când duhnim alumânări arse la căpătâi? Mulțumim și noi. Continuare, Ion F. Pop. Bună ziua! Aș vrea să vă spun că farmecul poeziei constă în faptul că ea nu poate fi definită cu exactitate. Și faptul că nu poate fi definită, deși farmecul ei, pentru că fiecare poate să o definească în fel și chip. Iar eu mi-am notat scurt o definiție a poeziei care ar putea suna așa. Poezia este cea mai profundă modalitate de a coborâ în noi înșine pe scara de incendiu a cuvintelor. Asta e definiția pe care, sigur, o variantă de definiție. Și asta citesc un poem scurt dintr-o carte recent aflată. Ultimul poem. Poemul fără început și fără sfârșit. Un sunet stins cu trăirea ruinele timpului. Zbaterea unui asfințit care nu va mai răsări nicăieri. Plânsul vegetal așteptat la prima cotitura înghețului, izgonit între două bătăi de toape, privirile care zboară în cerul încă nescrise, picătura unui gol se cuibărea ca un vierme în piept. Totul multul acela ne zidea în alte încercări neștiute, în trupuri de întuneric pe care nu le mai purta nimeni, în trupuri în care clipele s-au împotmolit. Vine o vreme ca și cum deja a venit. Vine un cuvânt care nu mai poate fi rostit de nici o tăcere. Vine, tot vine ca o arătare, poemul fără început și fără sfârșit. Mulțumesc! În continuare, doamna Neșe Iașin. Poetry is a rebellion to what is given to us as life and language. So I read the Poison Apple in Turkish. So I want to read in Turkish for you to hear the language. Zehirli elma. Bir yokmuş bir varmıştım. Yalnızlık beşiğimdir rüzgarda unutulan. İnciler işlenmişti yorganıma, göz boncukları taş kesmiş bakardı bana. Annem düşürünce elinden, kuşlar kanat vermişti, ağaçlar yuva. Geceydi, yaprak yaprak ağlardı orman, kurtlar emzirirdi beni. Üvey bir tanrım vardı,
Ne desem işitmezdi. Zehirli elmayı ısırdığımda hem annem hem aşk terk etmişti beni. Ayaza inleyen dağdım, yalnızlık içen su, ürperen yaprak sesi. Ha var ha yoktu sevgilim, adı rüzgarlar, belleği balık. Ağlasam ağlamaz, anlatsam anlamazdır. Konuşunca tanıyamadım kendi sessiz sesimi. Yine de çözdüm bir gün yaralı ruhumun bilmecesini. Açıl kalbimin gizli müzesi. İçinde bir kız çocuğu gizler, her kırgın kadın sesi. Kanayan ülkesine kayıtlıdır, yetik bir aşkın kaderi. Dinmiş fırtına artık zaman, kırılmış dağlarda yıkımı sayıklayan. Poezia se numește Măr otrăvit. Cândva nu am existat, apoi da. Singurătatea era leagănul meu, uitat în vânt. Perlele îmi ornau cuvertura, mărgele de ochi rău, încremenit în piatră mă priveau. Când mama m-a lăsat din mână, păsările mi-au împrumutat aripi, copaci un cuib. Era noapte, frunză pe frunză, pădurea plângea. Lupii mi-au dat să sug, aveam un zeu vitreg, nu voia să audă ce-i spun. Când am mușcat din mărul otrăvit, și mama, și dragostea m-au părăsit. Eram o creangă plângând în ger, singurătate care bea apă, frunze foșnind. Iubitul meu a existat sau nu? Numele lui era vântul, amintirea lui un pește. Când am plâns, el nu a plâns. Când i-am explicat, nu a înțeles. Când am vorbit, nu mi-am putut recunoaște vocea mută. Totuși, într-o zi, am reușit să rezolv ghicitoarea sufletului meu rănit. O muzeu secret al inimii mele, deschide-te! O fetiță se ascunde înăuntru. Vocea fiecărei femei cu inima zdrobită, soarta unei iubiri pierdute, este înregistrată în țara sângerândă. Timpul este furtună odihnindu-se pe ramuri rupte, vorbind în delir despre ruină. În continuare, domnul Ion Mureșan. Dumnezeu, vine acolo. La microfon. Pentru microfon. Scuze, dar înainte de a recita o poezie din partea noastră, o diplomă de excelență pentru participare la festivalul Primăvara la Poezie. Mulțumesc, dar eu nici măcar n-am fost invitat. Cum așa? Asta e o să vă citesc un poem rural de dragoste. Ion și Gheorghe la o masă în cârciumă. Eu stau la masă vecină, masă acoperită cu mușama înflorată, flori roșii prin care, cum scria Horia Giovârnache, prieten mor de tânăr, face ochi țigara. Ion către Gheorghe. Sâmbăta trecută am fost la București, la grădina zoologică. Am văzut o gazelă. Ce e acea gazelă? Știi tu calul Vasile. E la fel, dar mai mică, cu picioare mult mai fine, cu coapse mai lungi. Am mai văzut o girafă. Ce e acea girafă? Știi tu calul Vasile. E la fel, numai că are gâtul lung de 2 metri. Am mai văzut hipopotamul. Ce e acela hipopotamul? Știi tu calul Vasile. E la fel, numai care un pun mai mare, buci mai cărnoase și ochi mai triști. Eu la masă vecină mă gândesc numai și numai la iubita mea, care seamănă pe părți cu o gazelă, cu o girafă, cu un hipopotam. Pe părți, iubita mea seamănă cu toate animalele din lume, dar e atât de frumoasă încât ca întreg nu seamănă deloc, dar deloc cu calul Vasile. Bun.
Mulțumim, Ion Mureșan. În continuare, Alex Pausides. Corina le leerá en la mano algunos de estos fragmentos que yo le leo en castellano. Su mano es una brújula y el caos. El volamen se alza y la suerte es un pedal en el vacío. No hay capitán que desoiga la voz de estas sirenas. La distancia promete islas ancladas en la palma de la mano. Te miré en el cielo de las islas, en la inminencia del diluvio y la solo la isla en solitario. En un milenio estuvo el viajero entre el mar de gelatina, pero las aguas eran un espejo mudo ante el escándalo. La hierba cubre el espacio donde reinar debía en el orden, la transparencia. Que las estrellas aullaban su desquiciada armonía y la gente tocaba la intimidad en un campo de fútbol. Multitudes enteras entraban abruptamente al reino tentador de la soledad. Gasté mil palabras en el encantamiento ante las cosas. Pasto soy del suave animal de la melancolía. No poseo más capital que mi silencio. He pasado la noche en medio de un paisaje ciertamente extraño. Mis párpados no podrán vivir tanto tiempo sin luz. Ninguna criatura tan frágil como el hombre. El menor cataclismo lo derrumba. Aterido por el miedo y lo imposible, entre el cielo y el abismo permanezco. Caiga mi cabeza como un naipe, vivo bajo el suelo de la espada. Gracias. Bussola, mâna ta e o busolă în haos, vărul se ridică și norocul este un vegetar în vid. Niciun capitan nu poate ignora vocea sirenelor, distanța promite insule ancorate în palmă. Mi-a mirosit cuvintele cu vrăjirea lucrurilor, sunt iarba animalului molatic al melancoliei. Nu am alt capital decât tăcerea mea. Mi-am petrecut noaptea în mijlocul unui peisaj ciudat. Ploapele mele nu vor putea trăi prea mult fără lumină. 3. Nici o creatură nu e la fel de fragilă ca omul. Cel mai mic cataclism îl doboară, încremenit de frică și de imposibil, rămân între cer și abis, lasă-mi capul să cadă, ca o carte de joc, trăiesc sub tăișul sabiei. 4. Noaptea nu mă va surprinde. Mă întristează amurgul care pătrunde în domeniile mele, o, teritoriile zilei. Da, noaptea sosește inevitabil. O voi găsi mergând pe străzi, apăsând asupra fericirii. Mă tulbură păsările care asediază umbra, zdrențele după amiezii. Nu le voi permite să se cocoațe pe strașină. Cablurile zilei vă vor arde reclamațiile, iar soarele muribund nu va muri în ochii mei. Filip Tomaș.
English is very poor, sorry. I have a short and enigmatic sentence about poetry. I tried to say in Romanian language. Really? Un meci cu porțile închise la care se uită toată lumea. I will read for you a short poem in Hungarian. I will read you a poem in Hungarian. My poem tells about, I believe in, for example, waiting for Godot, miraculous Mandarin, verklärte Nacht, long visitor, Vishnu is silent, and so on. In Hungarian, the text. Mormoljuk együtt, barátaim, kedves járókelők, légtornászok és jegyszedők, könyvelők, költők, öntők és régiségkereskedők, jöjjetek be hozzám a holdfény szobába, itt ül a hely szelleme, beszélgessünk vele, s ha már belegazdagodtunk történeteibe, mormoljuk együtt. Hiszek a megkicsült éjben, hiszek a csodálatos mandarinban, hiszek a magányos szédusban, hiszek az apokrifban, hiszek Godóban, hiszem, hogy megérkezik, mielőtt Firsz végleg elhasszik. Suntem valuri stătătoare. Mă bag cu cartea Olgăi Tokarczuk în cadă și în timp ce mă scufund, o nuvelă se udă. Dar de ce anume am deschis-o tocmai la pagina unde este vorba despre un scriitor și o femeie? Ce tare lovește această carte, Doamne! De ce nu scriu ungurii așa ceva? Parcă aș fi bătut cu un băț într-un moment de liniște. Să nu mă doară doar pe mine, trebuie să-i împrumut și ei. Și chiar o va primi. Mâna ei o va atinge, poate stând la masă, în pat sau într-o cadă, și ea își va da seama că s-a întâmplat ceva, iar dacă apa a dispărut din fibrele sale, hârtia rămâne ondulată. Suntem și noi valuri stătătoare, dar până atunci să nu ne gândim la fizică, atâta timp cât corpurile noastre se pot juca cu biologia. Bună seara, mă bucur că pot să fiu aici. Pentru mine poezia e inițiere de implicare primordială, esențială, de initiation in English. Aș citi numai un poem în românește. Din volumul meu român, a apărut chiar și la Cluj la Animes, tradus de Cocis Francisco. Ca să nu înnebunești. Ca să nu înnebunești, trebuie să înnebunești în fiecare zi. Precum marile avioane de pasageri înaintea decolării, chiar pe pista de decolare, încearcă frânele, deschid pe aripi plăcile de cu o importanță vitală, testează semnalizările, trebuie să înveți și tu să-ți întreții sufletul, sensibilitatea, să-ți fie la zi, să nu eviți nimic, să naști coloșia, să curgă peste tine, precum mărul de alumină peste satele liniștite. Cât timp curge, te poți purifica. Iar și iarăși. Mulțumesc frumos!
It's a great pleasure to be here today. I feel among friends and my colleagues, and my gratitude to everybody who has made this possible. Thank you. Unfortunately, I have no idea what poetry is. I've been writing poetry for many, many years in the hope that one day I will find out what poetry is. Poems, when they're made into another language, become something else, which makes it totally difficult. But they become something more wonderful than perhaps they were even in the original. And I would like to thank the translator of this poem, Corina, who goes very large in my mind with the translation of this poetry. Thank you, Corina. Words. In the old language of my people, there is no word for bullet. Instead, there is the word meaning the colour of fresh grass growing. In the old language of my people, there is no word for tank. Instead, there is a word meaning person who grows orchards. In the old language, there is no word for bomb. There is a fine word for the love of sisters. In that old tongue of my people, there is no word for shrapnel. Instead is the phrase meaning a person collecting swarms of bees. In that graceful language, the word for my children is the exact same as the word for your children. My mother, the same as yours. Though in that old language there were words for guilty and for crime, there were also many words for innocence and one word for truth-telling. Above all, in that old language, there is the word for peace. Until the new words are forgotten, peace is the word I will use every day. Until the world learns that old language, every day louder and stronger, peace. Cuvinte. În limba veche a poporului meu nu există cuvânt pentru glonț. În schimb, există cuvântul sens, culoarea ierbii proaspete crescând. În limba veche a poporului meu nu există cuvânt pentru tank. În schimb, există cuvântul care înseamnă persoană care cultivă livezi. În limba veche nu există niciun cuvânt pentru bombă. Există însă un cuvânt bun pentru dragostea de soră. În limba cea veche a poporului meu nu există un cuvânt pentru schije. În schimb, există o frază care exprimă o persoană care adună roiuri de albine. În acea limbă grațioasă, cuvântul pentru copiii mei este exact același cu cuvântul pentru copiii tăi. Mama mea, la fel cu a ta. Deși în acea limbă veche existau cuvinte pentru vinovat și pentru crimă, erau și multe cuvinte pentru nevinovați și un cuvânt pentru a spune adevărul. Mai presus de toate, în acea limbă veche există cuvântul pentru pace. Până când cuvintele noi vor fi uitate, pace este cuvântul pe care îl voi folosi în fiecare zi. Până când lumea învață acea limbă veche, în fiecare zi, mai tare și mai puternic. Pace! Mulțumim în continuare, domnul Zoran Tibor. Să știți să părerea tăină. E meca totă de lochinte și piele. Olyan jelentős költő között, mint egyedemese. E karácsonyzsot.
Uresen, Jan Uresen, akik barátaim és hát nagyon szeretem őket, és nagyon tisztelem őket, én akkor nagyon nehezen szólalok meg. Foarte bine între prietenii mei, poeți ca Elie Demeșe, Horace Jold, Ionul Mureșan. Deci, ești asemănul Zavar Bărișoriu. De aceea sunt român. Nu trebuie să fie. 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 E foarte importantă. Helikon folyóirat nekem egy otthonom, de Kolozsvára szerkesztődik. Pentru mine este tehát ülök és itthon vagyok. Tehát elmondok egy 4 soros verset. Nincs benne az antológiában. Ez egy gyerekvers. Am să spun o mică poezie pentru copii, de, care nu e în atunci. Nu e în fotos, pentru tot în fejbăl. Mă aștept, nu e în tudoc. Asta știu. De neros. Din afara. És nem kell fordítani, mert a ritmus, a létezés az van. Da, vreau să traduc că e corect. Robban a rózsa, vége a nyárnak, hajnali ködben úsznak a tájak, száll az a környáz, szél tarjozza, vadvizeink feketélik a bocca. Thank you. Mulțumim. Definiția poezie. Ez vélemény a versről, hát nekem nincs vélemény a versről, szóval az, ami van. Tehát én így élek, tehát nem tudom, hogy mikor élek. Inkább élök, mint élek. De jobb, amikor élek, mint amikor írok. Köszönöm. I'm sorry, I was not in the first day of the festival. I was here because I work here. My poem is from this book, Walls. Vorbesc cu mine în cuvinte de piatră. Poemul ratării se scrie la cutremur, cu beton și grinzi sfărâmate. Carapacea din fibră de sticlă fierbinte, lipită de ventricule palpitând. Diacronia naivității se citește pe solți de asbest și faianță. Am simțit frica pentru ultima oară. Scrisul e casa cu pereți de schimb, cartea mea de rezervă. Am văzut chipul tău pe fiecare ciob, singurătate.
I'm talking to me in stone words. The poem of failure is written during the earthquake with concrete and broken beams. Hot glass fiber casing glued to the throbbing ventricles. The diachronicity of naivety is read on asbestos and faience. I felt the fear for the last time. Writing is the house with spare walls, my backup meat. I saw your face on every shiver, you, solitude. Mulțumim, Cătălin Noares. Nu, Cătălin Noares. Am două definiții ale poeziei. Una este un mod de a încălzi infinitul de palme și altul este singura dovadă incontestabilă a existenței din Dumnezeu. Definiția asta a fost dată pentru Bach. Bach este singura dovadă incontestabilă a existenței lui Dumnezeu. El a adaptat. Ori e metafizica lui Carl Lacerbourg. Mi-au venit în minte câteva cuvinte spuse de Sfântul Augustin. Dacă ar fi să definesc timpul, nu pot să definesc, dar trăiește în mine. Și aș parafraza și aș spune, aceasta este poezia, nu pot să o definesc, dar trăiește în mine, trăiește în noi, în fiecare, și în cei ce scriu, și în cei care o citesc și o gustă. Izvorul cuvântului. Cuvintele mele nu mai stau în umbra lucrurilor, nu mai au forma gândurilor, doar de mine știute, nu mai au culoare, nu mai au sonor, s-au dezlipit de sensul ascuns al tăcerilor și rătăcesc pe căile unor cuvinte. La ce bun cuvântul când tăcerea întoarce spre sine mult mai mult și mai adânc spulberata lumină, când umbrele cresc și ramurile frânte doar nopților slujesc, acoperind obosite și sterse retină. Am lăsat în trecerea mea o dâră de fum, ca să găsească urma când vor porni spre izvoare, să-și caute rostul, să poată urca spre zariștea albă ce-i frântă pe drum, dar vor găsi totuși cărarea spre inima cuvântului oare. Mulțumesc! Mulțumim și noi. În continuare, Ion Dragomir. Bună ziua, dragi colegi. Poezia este forma întrupată a unor muze care invită moartea asumat la o ceașcă de lumină. O să vă prezint câteva poeme în haina unei specii literare inedite, Menotinul. Nu bateți în casele părăsite, doar fantomele citesc ziarul. Viețuim continuu, doar trăind adevărat, soclul nu rămâne văduv. Așez în firidele cerului clipele noastre ce inventează trept. Un zefir nordic îți taie privirea, rătăcesc lacrimile interioare. În Almirana zorile invită soarele, tu în sicriul timpului.
se ascundea în scrierea speculară. Privirile rămureau într-una întrebând. Miracolul unei flori, pecetea întregului eter pe sufletele noastre. O bătrână punea în batistă amintirile ei cu papion. Mulțumim, popular Marcel Lucaciu. Bună ziua tuturor! Am să încerc și eu o definiție a poeziei. Poezia este haina de sărbătoare a inimii, purtată de-a lungul unui bâlci al deșertăciunii. Și am să vă citesc una dintre scrisori de către Izolda din placheta Flor de Cu. Scrisor către Izolda, 63. Scriu cu o nefericire egală mereu. Doar așa pot trăi în Papuria, fără să văd noaptea din jur, fără să cred în zeii politici, fără să sper în matelotul nebun. Până la urmă, fericirea ține doar de culoarea lentilelor. Mulțumesc! În continuare, Doina Ira Tăutan. Înger. L-am rugat pe Îngerul Păzitor să-mi împrumute aripile pentru o încercare de zbor și m-a refuzat. Tu poți să zbor doar în vis, mi-a spus, și numai în propriul tău univers. Dar asta înseamnă că voi rămâne singur. Nu, nu te speria. Vei fi mereu cu mine. În preajmă ți-am stat la naștere și în copilărie. Acum, vezi, m-am întrupat în femeie. Să-ți protejezi speranța pentru următorul sfert de veac. Totul se leagă, nimic nu este întâmplător, totul se bazează pe conexiuni, perorează filozofi și preoți măcinați de îndoieli. Iată, floarea cireșului din fața ferestrei cochetează cu astrele. Sărutul soarelui o strivește până își pierde petalele în praf. Așa se întâmplă și cu aripile dacă ți le împrumut, șoptește insinuant. Lasă-te în grija mea. Te portă în zbor doar unde întâlnești iubirea și vei fi fericit chiar și atunci când vârtejuri ascunse îți vor tulbura singurătatea. Deci vină și mine și vorând Fiorel Tăutan. Poezia e ceva atât de greu de definit. E totul, e stare, e moment, e inspirație, e dragoste, e... După mine asta e poezia, totul, tot ce poți să simți pentru cei care pot simți cu adevărat. E poezie. Poezie, exact. Poezie, poezie. Mulțumim. În continuare, Violeta Teocan. Cer scuze pentru anul de camp.
întârziat un pic la eveniment. Și acum o să vă citesc și eu un poem pe care nu l-am mai citit niciodată și la care nu a apărut nicio foaie pentru cultură. Dezrădăcinat, mai degrabă un eseu. Dezrădăcinat. În cel mai adânc cotlon al gândului, nu-mi găseam vreun motiv să strice ajunul și sărbătoarea. Iată, repulsivul tău sentiment față de acel căruia ereditatea și educația i-au ascuns șabloanele de triere a semenilor, nu permit nimănui să-și reconsidere atitudinele, să regrete vechi erori și să încerce redresarea. Însumi suport cu dificultate dezvăluiri fictive ale unor carențe de logică și caracter, pentru că nu știu să mimez sentimente, să corespund aspirațiilor spre perfecțiune ale unora care speram să-mi înțeleagă măcar loialitatea. Acuzat de naivitate și cruzime, sunt nefericit. Se năruie pas cu pas promisiunea echilibrului, dornici să-l păstrăm până la adânci bătrâneți. Contrar paradoxului eticii sociologice, o căsnicie durabilă se păstrează atunci când cei doi se deosebesc într-atât încât să-și semene. Mulțumim. Dacă Joel Conoce ne vrei să ne spui câteva cuvinte? Nice to meet you here. Mă bucur că ne întâlnim sau ne întâlnim din nou. O poezie foarte scurtă în maghiară și în română. Zárja. Baráti percen, hogy átlássam sorsom. Baráti percen, nincs vodka és sör sem. Csak a versbéli vaddisznó orka. Aztán az is el tűnik. Ködben. Szigla. Kumpremeszte. Pentru că aminte și în român, dar imediat ajung la amintire. am găsit. Mai am doar clipe să-mi văd și de soartă. Mai am doar clipe. N-am bere, nici vodka. Doar animalul poetic se încruntă. Iar apoi Vasile. Și el Carlo. Dispare pentru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aneșa Edith. România s-a participat la multe ediții ale festivalului nostru și ne bucurăm că este astăzi aici. Și felicitări! Am fost cel mai bucuros când am auzit recitând poezii în limbi materne. Așa, o muzică minunată a avut loc astăzi aici. Da. Și era vorba de revista Helicon, care a sărbătorit un fost redactor. Fost redactor care trăiește și astăzi în Ungaria, Kenész Ferenc se numește, și mai mulți i-am dedicat câte o poezie. Poate traduceți ce am spus în engleză.
I'm going to read a poem from this magazine who's celebrating a former writer of this magazine, and because it's his celebration, all of us dedicated a poem to him. So that's what I'm going to read. Despre muzica, poeziile cântate în limba maternă. Da. The fact that everyone read their poems in their mother tongue, that was like music to my ears. It was so beautiful to hear all these languages and to enjoy them. Elutasító válasz Kemész Ferencnek, csak apránként, nem egyből. Nem kér, vágyakozik. Mi mindent mondanak, éj-éj egyenlőség, naptalan virradat. Mi mindent mondanak, díjak, dicséretek, itt vagyok, üssetek, porték a pillanat. Éj-éj egyenlőség, áthúzva neveink, arcon aranybarázda, ködnek ködebb barátja, virradtabb naptalanság, savas határtalanság, elutasító válasz. Himnusz a szeretetről. Köszönöm ezt. Definíció poézii? Definíció. Definíció poézii. Muzika tutorial. Muzika. Definíció poézii. Un fel de esență a existenței. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Dacă totuși dintre cei prezenți mai dorește cineva să ia cuvântul sau să dea o posibilă definiție a poeziei. Dacă nu, vă mulțumesc, doamna Petraș, pentru găzduire. Eu vă mulțumesc, a fost foarte plăcută baia asta de toate limbile, poezia în toate limbile și chiar m-am gândit că definiția pe care o trimite Daniel sau Daniel vă dă adresa mea și o trimite, să fie în limba maternă, în engleză pentru siguranță, așa, iar în română o fac eu, traducerea și... Irina is very happy that she heard today all these poems in different languages in your mother tongues, and she would like you to send the definition of the of poetry, perhaps to Danielle or perhaps to her directly, in your mother tongue and perhaps in English for safety, and she will take care of the translation in Romanian. O zi bună în continuare. La revedere. Veniți, vă rog frumos, la o fotografie de grup.